Ce s-ar întâmpla dacă oamenii nu ar avea inimă? Fiecare organ din corpul uman este acolo pentru un motiv și are un rol important. Ficatul filtrează toxinele din sângele tău, plămânii ne furnizează oxigen, iar creierul controlează toate aceste procese fără ca noi să ne dăm seama. Cel mai vital organ însă este cu siguranță inima noastră. Inima pompează sângele în corpul uman, transportând oxigen la organele, țesuturile și mușchii noștri pentru a ne menține în viață. Pentru a face acest lucru, bate între 60 și 100 de ori pe minut. Singura modalitate de a face acest lucru fără inimă ar fi să ai un organ sau un dispozitiv de înlocuire care să te ajute la circularea sângelui și oxigenului în corp sau să dezvolți un sistem biologic complet nou care nu necesită o inimă. Oricât de vitală ar fi, inima este predispusă la o mulțime de probleme. Bolile de inimă sunt incredibil de frecvente, aceasta fiind principala cauză de deces la nivel global. Peste 700.000 de americani fac atac de cord în fiecare an și aceasta nu este singura noastră problemă când vine vorba de inimă. Unii copii nenăscuți se dezvoltă fără inimă doar cu o parte din ea sau cu inima în afara corpului, un defect de naștere rar denumit ectopia cordis. Cu toate acestea, există câteva cazuri norocoase în care această problemă nu este fatală. Un astfel de copil s-a născut în Anglia în anul 2017, iar el avea inima complet în afara pieptului. După ce a fost operat, și-a revenit complet, fiind acum cu inima în piept unde ar trebui să fie. Dar cu atâtea fatalități și probleme de sănătate asociate inimii noastre, poate că înlăturarea ei din ecuație ar fi cea mai bună soluție. Până la urmă, chiar și cea mai sănătoasă persoană din lume poate suferi un atac de cord. Deci, ce s-ar întâmpla dacă am renunțat la inimile noastre tradiționale în favoarea unor inimi mai noi și mai de încredere pe care le-am dezvoltat noi înșine? Medicii și oamenii de știință lucrează de zeci de ani încercând să creeze un înlocuitor artificial pentru inima umană cu rezultate mixte. Scopul lor este de a reduce riscul de insuficiență cardiacă și de a nu mai avea liste de așteptare pentru transplanturi. Însă, în timp ce inimile artificiale există, ele sunt concepute doar pentru a menține corpul până la un transplant de inimă. O soluție permanentă nu a fost încă găsită. Deși inima este într-adevăr doar o pompă, cea pe care o avem noi, este de fapt mult mai puternică și mai de încredere decât cele artificiale construite până acum care rezistă doar câțiva ani. Este suficient să spunem că nu putem avea oameni care să fie nevoiți să facă transplant de inimă la fiecare 2 ani. Există de asemenea mai multe metode de înlocuire a inimii. Clonarea animalelor este o modalitate prin care am putea obține o aprovizionare cu organe pentru noi înșine. De fapt, oamenii de știință au deja porci clonați și modificați genetic, astfel încât să aibă organe potrivite pentru corpul uman, inclusiv inimile lor. Babuinii au supraviețuit cu inimile de porci până la 6 luni, cercetătorii spunând că nu va mai dura mult până când vor începe încercări similare asupra oamenilor. Desigur, ideea este discutabilă din punct de vedere etic, iar unii tind să nu fie de acord, fie le pasă de bunăstarea animalelor, fie nu le surâde ideea de a avea inima unui porc în ei. Din fericire, oamenii de știință au început de asemenea să creeze țesut cardiac uman real într-un laborator și în timp ce încă nu putem sintetiza inimi întregi, acest țesut ar putea fi folosit pentru a ajuta la vindecarea țesutului crucial care se formează după un atac de cord. Cu toate acestea, în toate scenariile, am avea totuși o inimă, organică sau mecanică. Dar este posibil să trăiești fără una deloc? Ei bine, există de fapt multe viețuitoare care nu au inimi. Microbii care sunt unicelulari nu au deloc organe interne. Animalele mai mari fără inimi sunt aproape toate creaturile mării. Stelele de mare și viermele plat nu au inimi. Meduzele se descurcă fără inimi, creiere și multe alte organe. Bureții de mare nu au deloc organe interne. Deoarece aceste creaturi sunt mici și trăiesc în mare, sunt capabile să absoarbă tot oxigenul de care au nevoie prin pielea lor din apa ce se află în jur. O creatură interesantă fără inimă este râma, deși unii oameni s-ar putea să vă spună că au de fapt 5. În realitate, un vierme de pământ are 5 pseudo-inimi care pompează sângele, dar acestea nu seamănă deloc cu inimile pe care le au oamenii și alte animale.
Din moment ce natura deja a produs nenumărate creaturi fără inimi, ar putea fi aceeași biologie aplicată vreodată oamenilor, dacă am mai putea fi numiți oameni având în vedere schimbările drastice pe care le-am suferit. Ei bine, ar putea fi posibil într-un viitor îndepărtat, deși un obstacol major este dimensiunea noastră. Un vierme de pământ este mult mai mic decât un om și mult mai puțin complex, în timp ce alte animale au avantajul de a trăi sub apă. Dacă ne-am muta în apă, poate am putea absorbi și noi oxigenul de care avem nevoie prin intermediul pielii noastre. Suprafața pielii ar trebui probabil să crească dramatic. Din fericire, corpul uman are deja regiuni mari de țesut special conceput pentru a absorbi oxigen, plămânii noștri. Plămânii umani sunt acoperiți de alveole, săculeți minuscule asemănător unor baloane, care cresc pe suprafața plămânului și fac posibilă trecerea oxigenului din plămâni în sânge. Poate că pielea umană ar trebui să devină similară cu interiorul unui plămân. Cu toate acestea, ar trebui să fie în permanență umedă, un alt motiv pentru care oamenii fără inimă ar trebui probabil să trăiască în mare. Atunci, din nou, ce se va întâmpla dacă am merge în direcția opusă pentru a rezolva problema inimilor bolnave? Ce s-ar întâmpla dacă am avea nevoie de mai multe inimi? Exact așa cum mama natura a produs creaturi fără inimi, există și creaturi cu inimi multiple. Cefalopodul, calamarul, caracatița și sepia au trei inimi. Una principală, sistemic responsabilă de pomparea sângelui prin corp, și două inimi mai mici ce pompează sânge prin branhii. Mixinele au patru inimi, o inimă principală și trei auxiliare care să ajute când viața devine dificilă. De asemenea, este remarcabil și peștele zebră, care poate regenera țesutul cardiac deteriorat în același mod prin care noi oamenii ne putem regenera ficatul. Oamenii de știință speră că studierea peștelui zebră ar putea într-o zi să ne permită să ne vindecăm propriile inimi în același mod. Dacă ne-am putea reproiecta complet pentru a funcționa fără inimi, cel mai probabil am deveni oameni pește care ar trebui să locuiască în ocean, devenind foarte diferiți față de cum ne-a lăsat mama natură. Nu este posibil acum și ar fi un sacrificiu, dar cel puțin problemele cardiace și bolile ar fi de domeniul trecutului. Prin urmare, asta s-ar întâmpla dacă oamenii nu ar avea inimă. Tu ce crezi? Ne-a scăpat ceva din vedere? Scrie-ne în comentarii! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!